Această bornă kilometrică indică faptul că pe aici trece un drum județean. Cam greu de crezut, totul este acoperit de un strat gros de zăpadă. Nici măcar mașinile mari nu se încumetă să treacă pe aici. Dacă vor să ajungă din Tășat până în Poiana, cale de 6 km, oamenii trebuie să meargă pe jos. Autobuzul care face legătura între cele două sate a rămas în această dimineață blocat între nămeți. De azi dimineață de la ora 5 fără 10 când am pornit în stație, a venit greu. Zăpada e de jumătate de metru mai mult. Autobuzul care face curse din satul Bucuroaia până la Oradea trece prin mai multe sate. În această dimineață era plin cu navetiști care mergeau spre oraș. Pentru că niciun utilaj de dezăpezire nu a apărut în zonă, drumul a fost blocat și odată cu el și autobuzul. De cât timp stați acum deja? 5 ore. Dacă mai trebuie să așteptați? Aștept ce să facă, trebuie să fiu la spital. Și am fost că în două luni nu a circulat autobusul, o săptămână numai. Și atunci cum faceți? Mergeți pe jos? Mergem pe jos până în Tășat și iar venim și iar mergem, tot așa. Și acum cât ați făcut deja? Păi eu de dimineață de la 7:30-8 aici, când m-a sunat preotul că de la 5 până la 11, calculați și dumneavoastră, 6 ore. După 6 ore, unii dintre călători au renunțat și s-au întors acasă. Cei care au rămas în autobuz au găsit un ajutor în persoana preotului din sat. Cu ajutorul tractorului, acesta încearcă să tragă autobuzul, dar este foarte greu. Zăpada este mare și bate un vânt foarte puternic. Până la urmă, autobuzul și-a continuat drumul spre Oradea. Localnicii spun că o asemenea zăpadă nu au mai văzut de zeci de ani. Ați mai avut asemenea zăpadă? Am mai avut. Când? Cam prin 53. La noi când ninge, ninge. Știți cum e? Băsesc că avea dreptate cu ea, dar nu-i ca vară.